Bună, sunt Patrick și bine v-ai găsit la un nou episod diferit de data aceasta în care vreau să vă prezint noua carcasă pentru calculator care momentan, după cum vedeți, e o nouță, adică nu am absolut nimic în ea, e doar o carcasă goală în care voi, adică urmează să o umplu cu toate componentele din celălalt calculator pe care îl aveam până acum. Dacă mai țineți minte din episoadele trecute, aveam carcasa asta de la 8max, vreau să focalizeze, de la 8max. Carcasa aceasta pe care v-am mai prezentat-o și în episoadele trecute, pe aceasta am primit-o acum, chiar acum o săptămână, dacă bine îmi aduc aminte, și urmează să pun toate componentele din vechea carcasă, să zic așa, calculatorului în aceasta. Vine cu, să zic așa, vine dotată cu vreo, mai țin minte, 3 sau 4 culăre. Ăla are doar unul, doar aici în față, și are un bec, din păcate nu se vede, dar are un bec albastru. Ăsta ai RGB și poți să-l setezi să pare dintr-o telecomandă, poți să-l setezi să se blocheze pe o anumită culoare. Cel puțin eu m-am gândit, adică mi-ar plăcea să mi lumineze cu roșu, pentru că dacă țineți minte, v-am mai prezentat mousepad-ul care e de la Redragon, cu mouse-ul și cu tastatura, care vedeți că-s pe roșu. Acum nu am pornit calculator ca să vedeți, dar becul acesta, în mod normal, are o culoare roșie, la fel și la mouse. Și mi-ar plăcea ca tot setup-ul să fie în roșu. Am pornit și luminile, să vedeți mai bine. Momentan, acum în prima parte a episodului, vreau doar să vă prezint noua carcasă, iar mai încolo în episod veți vedea și produsul final, să zic așa, adică după ce voi termina de pus toate componentele în aceasta. One eternity later. Am mai venit, acum vedeți calculatorul, am făcut toate, practic am mutat toate componentele în carcasa acestui, în carcasa aceasta. Vedeți că are 4 culoare, unul în spate și 3 în față. Am dat și filtrele alea de praf ca să vedeți mai bine. Mă scuza dacă se vede așa, nu știu, dezordine, adică multe fire în spate, dar chiar n-am ce să fac. Poate că pe cameră s-ar putea să se vadă puțin mai portocaliu, adică la voi se vede cam portocalii luminile, în realitate sunt mai roșii, mai închis. Vedeți că aici e geam, e un geam cu o tentă neagră, nu prea se vede înăuntru, și mie unul chiar îmi place, arată destul de bine. Nu știu ce părere aveți voi, chiar v-aș ruga să apăsați butonul de like la acest episod ca să vă susținere, pentru că sunt sigur că o să vă placă asemenea episoade. Îmi place că pot să văd de aici de sus foarte bine componentele înăuntru, dar vedeți, becul ăsta luminează foarte tare, deci dacă stau așa mă orbește, adică chiar e foarte puternic. Și de asemenea mai am și telecomandă și pot să modific de pe telecomandă luminile. Hai să vă arăt, deci fiți atenți, acum e prea luminat, e acum e
toate culorile, albastru, mov, galben, roz, toate nuanțele de culori. Că arată genial. Și de asemenea, aici pot să-l fac să se miște foarte încet, vedeți? Să se schimbe foarte încet luminile. De asemenea, pot să modific viteza la lumini. Și ce mi-a plăcut cel mai mult e asta. O să măresc sau să chiar să opresc ventilatoarele astea de la cooler. Acum poate că se aude și pe cameră, dar le-am dat la maxim. Acum sunt la normal. De asemenea, le pot opri. După cum vedeți, lumina rămâne pornită. Dar nu-i prea bine să le opresc pentru că nu o să mai răcească atât de bine componentele. Și pot să modific în tot felul de moduri culorile la becuri. Cel mai mult aș putea să zic că e asta. Mi s-a părut foarte interesant. Mai ales că după cum vedeți, tastatura și mouse-ul au tot culorii, adică aceleași culori, tot așa pe roșu. Carcasa este de la Akiris și chiar arată destul de bine. Și de exemplu, filtrul acesta este un filtru magnetic. Adică îl pot da jos foarte ușor și se lipește ca și un magnet. Acum, fiind zi, nu prea se văd luminile, dar voi pune un cadru filmat de aseară în care veți vedea foarte bine calculatorul cu luminile pornite. Cam atât aș putea să vă arăt la noua mea carcasă a calculatorului. Eu sper că v-a plăcut acest episod, iar noi ne vorbim de data viitoare. Pa, pa!